Viscolul și zăpada le-au îngropat drumul spre casă. 300 de turiști au așteptat o noapte întreagă salvarea utilajelor. După orele de izolare forțată, au coborât din stațiunea Rânca flancați de mașinile de dezăpezire. Altfel, n-ar fi avut nicio șansă. S-au întâlnit pe drum cu o armată de șoferi nervoși, nerăbdători să urce în stațiune. Este primul semn că iarna albă s-a întors în România. În unele zone, stratul de zăpadă depășește deja un metru. Se așteptau la un weekend de vis în paradisul zăpezii, dar natura le-a pregătit altceva, un arest forțat de o noapte, într-o închisoare cu gratii invizibile. 300 de turiști izolați la Rânca puteau să evadeze prin viscol și prin nămeți doar cu ajutor, doar cu utilaje masive în fața mașinilor lor. În jurul prânzului, 40 de mașini au coborât în grupuri mici, dar sigure spre Novaci. S-au întâlnit pe drum cu o coadă lungă de șoferi nerăbdători. Ei nu știau cum să urce mai repede. Deci chiar nu mai putem rezista. Polițiștii nu-și fac treburile deloc. Ne-au spus că e cod portocaliu, că e frică, în viscol și uitați, coboară lumea și nu e nicio problemă. Mare grijă! Lăsați după utilaj! Da? Mulțumesc! Mai rămâne un pic! Pe ambele sensuri, utilajele au deschis calea ca tancurile. Însă zăpada le poate veni și lor de hac. În pasul Tihuță, o mașină de dezăpezit s-a răsturnat în șanț. Șoferul și-a chemat colegii în ajutor și a durat ceva până s-a întors cu roțile pe șosea. De lucru avea destul. Șoselele s-au albit peste tot în țară. În Harghita, zăpada a acoperit mașini cu totul. Puteai intra în omăt până la brâu. A fost și viscol, vântare. Atâta zăpadă a pus că a fost și 1,5 metri. Viscolul a răscolit și stațiunile de pe Valea Prahovei. Vântul bătea și cu 100 de km pe oră, o viteză la care șoferii prinși în aglomerația de pe DN1 doar visau. Cam jumătate de oră face de la Buște până la Azuga. Se circulă foarte rău, în condiții foarte grele. Iar veștile meteorologilor nu sunt deloc bune. Mâine, munții României vor fi acoperiți de un nou strat de zăpadă. Va bate iarăși viscolul. Va fi un început de săptămână ca la Polul Nord.